atunci gazdele ne-au pus atât de mult pericol în propria jumătate de teren. Iată acum o greșeală a lui Rada, s-a fluierat și nu se poate, este cartonaș roșu pentru Ionuț Rada. E incredibil ce decizie are Anthony Gauthier. Într-adevăr, Rada a faultat. Nu este de cartonaș roșu. Da, o decizie clar exagerată a lui Anthony Gauthier. Putea cei drept acorda la primul faul la Voroncov un cartonaș galben, dar aici nu poate fi vorba de cartonaș roșu. Este într-adevăr o intrare cu picioare.